Salutare tuturor, sunt Andrei Radu, bine ați venit la ePlan. Astăzi discutăm despre fashion online, una din cele mai dezvoltate verticale ale comerțului electronic românesc, iar pentru acest lucru le am alături de mine pe Raluca Radu, country manager answer.ro și fondator MTH Digital. Bine ai venit, Raluca! Bine te-am găsit! Și Georgiana Pană, marketing manager answer.ro. De asemenea, bine ai venit, Georgiana! Mulțumesc mult, Andrei, bine te-am Mă te -am găsit. bucur că sunteți amândouă alături de mine astăzi. Am să încep, Raluca, cu tine. Vreau să te întreb în ce măsură a crescut piața de fashion online în 2022, din perspectiva Enswear, bineînțeles, și cum se vede 2023 în acest context economic ușor dificil? Pentru noi, 2022 a fost o veste bună, pentru că odată cu ridicarea restricțiilor, oamenii clar au ieșit mult mai mult din casă. Noi toți am făcut asta și ce s-a mai întâmplat anul trecut iar anul acesta ne așteptăm să se continue este faptul că au început din nou să călătorească. Chiar se spune că în 2023 va fi un trend așa de revenge travel un, un fel de răzbunare pe timpurile pandemiei și cu această ocazie fashion-ul a crescut foarte mult în general a crescut clar rata cumpărăturilor pe zona asta de îmbrăcăminte și încălțăminte și odată cu asta și fashion-ul online a crescut se pare că piața de fashion online a crescut anul trecut undeva la 20-25% în, în România? În România, da, în România okay. Iar noi ne-am bucurat de o creștere chiar mai mare Probabil am făcut ceva bine Am avut o creștere de 40% Ceea adică ce tot. e foarte ok Cât era predicția începutului de an? A fost un 30% și chiar mi era teamă că am fost prea optimiști, dar, da, veștile au fost bune până la final. Evident, aici un aport a fost și legat de creșterea prețurilor. Deci, da, creșterea valorică de 40% a regăsit și această creștere a prețurilor datorată inflației. Ok. Um... În ce măsură, pentru că oamenii când spun answer.ro se gândesc de regulă la un magazin online de fashion doar că voi pe de altă parte ați variat deja, ați diversificat gama de produse există bijuterii, există inclusiv chestiuni de home and deco accesorii, în ce măsură chestiunea asta contează pentru marii jucători de acum înainte dacă, dacă tu crezi că este un trend ca magazinele să diversifice gama de produse și de ce ați făcut voi lucrul ăsta? Păi o să încep cu ultima parte. Noi am făcut asta pentru că piața de fashion este foarte concurențială, clar, și piața de fashion online la fel. Iar noi am realizat că ne dorim să fim mai mult un generator de inspirație, pentru că asta eram deja. Ca urmare, ne-am dorit să, fim, să aducem publicului nostru inspirație în zona de lifestyle, iar asta înseamnă mai mult decât fashion. Și ca să menținem această promisiune de valoare, ne-am extins pe alte categorii. Cumva categorii care vin a natural și țin de un stil de viață mai frumos. Asta ne dorim, să, -i ajutăm, pe, să ajutăm audiența noastră să aibă un stil de viață cât mai frumos. Și apropo de aceste categorii, care au fost principalele, să zicem, produse sau categorii de produse care s-au vândut cel mai bine la Enswear în 2022? Cu siguranță nu cele nou adăugate. Tot categoria de îmbrăcăminte, încălțăminte a fost în topul clasamentului. Cel mai mult s-au vândut rochii, canadiene, sacouri, pantofi, botine, sandale, deci cumva zona aceasta a crescut însă foarte mult și categoria de decorații. Iuni și ne-am mai bucurat foarte mult anul trecut de creșterea categoriei de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru copii. Sunt curios aici dacă din categoriile precizate de tine ne referim la valori medii ale coșului de cumpărături, să zicem, mai, mai joase, sau sunt mai degrabă produse din gama premium, din gama medium high cele care s-au vândut cele mai bine. Noi, cumva, ne-am și poziționat medium high și vrem să continuăm această poziționare. Tocmai pentru că spuneam, piața este foarte concurențială, până la urmă ne-am gândit cu ce venim noi în plus, ce valoare adăugată aducem audienței. Și am găsit această valoare adăugată tocmai în brandurile din zona premium. Și da, ne-am axat pe ele, iar anul trecut am îmbogățit portofoliul cu undeva la peste 100 de branduri din zona medium-high, iar la fel vom continua să facem și anul acesta. Ok, și care a fost până la urmă valoarea medie a unei tranzacții, valoarea medie a coșului, mai ales în. mă interesează comparația asta, 2022-2021. Mă aștept poate pe de-o parte să fii crescut pentru că au crescut prețurile sau mă aștept să fii scăzut pentru că a scăzut puterea de cumpărare? Sunt curios. Da, valoarea medie în cazul nostru este de 360 de lei, valoarea medie a comenzii. Foarte interesant este că este aproape dublu față de valoarea medie a comenzii pe piața de fashion online din România. Asta e susținut de faptul că avem branduri premium și, da, a fost o creștere undeva la 15% a valorii media comenzii anul trecut. Ok. Și uh, cine este clientul Enswer? Sunt uh, mai degrabă femeile, mai degrabă bărbații sau există o pondere echilibrată între cele două sexe? O să fii surprins să afli probabil că 40% dintre clienți sunt bărbați și așa a fost de la început. Nu ne dăm seama dacă ține de poziționare, dacă ține de branduri, dar da, noi cumva trebuie să fim echidistanți pentru că practic deservim atât femeile cât și bărbații. Dar totuși înțeleg că procentul de uh, majoritate este sunt, da, 60%, 60 femei. De ce? Uite, o întrebe Georgiana. De ce crezi că femeile cumpără mai mult decât bărbații? Uh, și în ce măsură există poate niște cauze pentru acest lucru în, uh, în cazul Lenswear? În cazul nostru, dacă este să ne legăm și de modul nostru de promovare, Într-adevăr, ne axăm mai mult pe femei. De ce? Pentru că în online, femeile, mă refer la femeile care au niște comunități create, aici vorbim de influencer marketing, ele au tendința de a împărtăși mai mult, ca să spun așa, în online. Și tocmai de aceea noi avem acest tool de influencer marketing mult mai la îndemână pentru femei decât pentru bărbați. Ok, și cum influențează, e foarte interesantă chestiunea asta de influencer marketing, e trendy. Uh, cum influențează influencer marketingul uh, vânzările unui magazin online de fashion? Influențează mai ales prin faptul că atunci când vezi un produs în a fi folosit, în modul în care poate fi folosit, atunci te convinge mult mai ușor să-l cumperi. De către o vedetă sau de către cineva pe, cine, pe care este tu urmărești. Este o mare surpriză nu? în influencer marketing că au început să aibă putere de influențare, ca să spun așa, chiar și comunitățile mici. Okay. Adică inclusiv noi suntem niște mici influenceri pentru cei din jurul nostru, prin faptul că am început foarte mult să ne inspirăm de la cei din jur. Tocmai pentru că marketingul și reclamele în general au început să fie foarte agresive și încercăm să nu ne mai uităm de la reclame, în schimb ne inspirăm de la ce vedem de la cei din jur. De aceea, prin influencer marketing, încercăm să atingem și acele comunități care urmăresc niște femei uh, obișnuite, nu neapărat vedete, în adevăratul sens al cuvântului, pentru că au o putere de influențare cel puțin la fel de mare. Și tot apropo de trenduri, Georgiana. Uh, există această nebunie care vine din China, numită live shopping, da? Uh, știu că și voi ați încercat-o. În ce măsură funcționează? În ce măsură credeți că este de impact și va deveni un must-have pentru businessurile online? Sau, mă rog, pentru o anumită tipologie de businessuri online? La noi a funcționat foarte bine live shopping. Am avut trei ediții, dar trebuie să menționez că dacă ne uităm la efectiv produsele cumpărate, cele mai cumpărate au fost cele care au avut valori mai mici, care au putut fi cumpărate mai din impuls. Deja când era prezentat o rochie de o valoare de vreo 2000 de lei, să spun, acelea nu nu s-au vândut. Au avut desigur mai multe vizualizări pe pagina de produs, însă nu au fost achiziționate. Evident, pentru că decizia de cumpărare se ia mai, exact. mai greu. Exact. Da? Nu e cumpărătura aia de impuls. Ok, mă întorc un pic la tinera Luca, în ce măsură sau cum se plătește la Ensuer? Am, am discutat în episodul trecut cu Cătălin Crețu de la Visa și vorbeam despre faptul că România a fost o cultură a cheșului multă vreme, plată-ramburs. Cum este la voi? Plată-ramburs, plată cu cardul? Care sunt opțiunile de plată și care sunt procentele aferente? Da, din acest punct de vedere nu am vești bune, în sensul în care la noi undeva la 70% dintre plăți sunt în continuare ramburs la livrare, deși împingem foarte mult opțiunea de plată prin card. Uh, ca urmare, în acest an ne-am hotărât să o împingem și mai mult și am introdus o, o taxă pentru plata numerar la livrare. Deci, de acum încolo, cine își dorește să plătească cash, va plăti o taxă. În plus. De procesarea cash-ului, da, să da. numim așa. Ok. Uh, și ce alte modalități mai sunt de, de plată la ensuri în momentul de față, Georgiana? Noi mai avem, uh, foarte recent, uh, am introdus metoda de plată prin carduri cadou. Și această opțiune este inclusiv disponibilă pentru companii. Deja avem cereri din partea companiilor pentru angajați sau pentru concursuri interne și așa mai departe, în care cardurile cadou sunt folosite efectiv ca și metodă de plată. Și de fidelizare a angajaților. Mai avem pentru incentivarea clienților Ensuer. Un program de fidelizare se numește Answer Club, prin care aceștia adună câte 10% din valoarea comenzii de fiecare dată în contul lor de client și pot folosi acele puncte pentru a scădea valoarea următoarelor comenzi. Desigur, doar până la 50% din prețul inițial al produselor. Însă, este un program care chiar are foarte mare succes și foarte mulți clienți chiar rămân alături de noi și sunt foarte interesați de câte puncte au adunat și ce comenzi și mai pot plasa pe viitor și așa mai departe. Ok. Și ați luat în calcul, că tot am povestit de trenduri, ați luat în calcul cumva și extinderea către noi metode sau metode alternative de plată, așa se numesc, gen buy now, pay later, BNPL? Da, am observat, mai ales în ultima jumătate a anului trecut, am observat o mare creștere a cererilor pe uh, plata uh, prin card în rate și de asemenea pentru metode de plată întârziată de tip buy now, pay later. Adică am început să primim foarte multe întrebări la telefon și prin e-mail și clar luăm asta în calcul, în Polonia o să spun că deja este o metodă foarte accesată. Undeva la 20% dintre plăți se fac printr-un astfel de partener buy now pay later. Ok, deci probabil o să vedem chestiunea asta la Ensuer în 2023. Pe România. Da, chiar am citit recent un studiu din afară care arăta că mai ales Buy Now Pay Later este un motor de creștere pentru fashionul online de tip luxury și se pare că peste tot în lume se cumpără fix produse din zona asta, mai high-end de fashion, în rate sau prin sisteme Buy Now Pay Later. Și probabil că asta se va întâmpla și la noi. Ok, deci asta ar putea să zicem să fie un plan pentru 2023 în ceea ce înseamnă Answer. Ce alte planuri de dezvoltare mai aveți anul acesta? Ne uităm în primul și în primul rând la cum putem să îmbunătățim timpii de livrare pentru a fi competitivi. Noi suntem prezenți pe 11 piețe, dar în continuare depozitul central este în Polonia și practic de acolo livrăm. Și ne uităm deja de vreun an și ceva la opțiunea de a deschide un depozit în partea de sud a Europei și clar România este una dintre destinațiile la care ne uităm. Eu sper că până la finalul anului să pot să anunț cu plăcere că avem un nou depozit, preferabil în România și că vom livra mai rapid. În momentul ăsta, în cât timp se întâmplă livrările standard, să zicem? În orașele mari se întâmplă și, în general, în două zile, dar în restul țării se întâmplă și în trei zile. Știm că stăm bine din punctul okay de vedere. Asta spun. Da, 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 da. da, e o veste bună, dar în același timp și așteptările clientului de online cresc și ne dorim să fim acolo atunci când el își dorește. Ok. E la fel de trending partea legată de locare. Toată lumea livrează la locare în momentul de față. Voi faceți lucrul ăsta deja? Da. Urmează în această primăvară să inaugurăm și noi lansarea la locăre și În acest moment, facem livrare la puncte fixe prin partenerii noștri de la Pacheta. Ok. Uh, am citit de curând, foarte de curând, că ați achiziționat două branduri internaționale: uh, Sneaker, Studio, ca să nu greșesc și. PRM, așa e, se spune. E, da? era, Aprevierea este. este PRM, adică este un, fel de, este un fel de partid <laughs> politic din România. Da? Două branduri internaționale de fashion. Ce vând ele și ce v-a făcut să achiziționați aceste business-uri? Sunt două business-uri foarte frumoase de fashion, ambele pornite din Polonia. Sneaker Studio se adresează mai ales celor din generația Z, interesați de streetwear, iar PRM se adresează mai degrabă zonei de luxury streetwear. Ambele fac parte din strategia noastră de dezvoltare și ăsta a fost motivul principal al achiziției. Practic, ce se va întâmpla odată cu aceste achiziții va fi că ne vom crește portofoliu de branduri și, de asemenea, și portofoliu de produse. Vom avea mult mai multe produse de la brandurile care erau deja importante pentru publicul nostru, mai ales pentru publicul tânăr și mă refer aici la Nike, New Balance, Converse și Adidas Originals, spre exemplu, și, de asemenea, vom crește portofoliul de branduri high-end din zona aceasta de uh, leisure, îi spunem noi, adică așa un sport uh, mai fancy. Uh, și aici ne referim la branduri precum Y3, Alexander McQueen, Maison Margiela, Marni și alte branduri care momentan nici nu prea sunt disponibile în România. Branduri de care eu nu știu. Deci, ca idee, eu n-am auzit de o bună parte din ele, dar nu sunt în publicul țintă. Dar vei comanda de la noi. Posibil, forțate de împrejurări. Ce, ce vreau să te mai întreb? Care mai sunt planurile în zona asta de extinderea gamei de produse și, și de branduri? Și în ce măsură? Dacă cumva există diferențe între piețe, spuneai tu, Raluca, la un moment dat că sunteți prezenți pe 11 piețe, cum se îmbracă femeile în România, cum se îmbracă femeile în alte piețe? Avem ceva particularități în zona asta și am zis femeile pentru că sunt 60%, dar pot să mă raportez și la cei 40% bărbați. În general, audiența din România se îmbrăca atunci când noi am lansat mult mai elegant decât audiența din alte țări. Se pare că noi românii suntem foarte similari cu populațiile latine. În timp însă se observă și în România foarte clar o creștere a zonei acesteia de îmbrăcăminte comodă, adică combinații de tipul un sacou cu un hanorac pe dedesubt, adidas, spre exemplu, exemplu, la o rochie elegantă sau la sacou. Și cumva cred că se va ajunge la o uniformizare. Deci da, în momentul ăsta încă mai suntem diferiți de celelalte piețe, dar asta se va schimba. Iar apropo de dezvoltarea noastră, în fashion se observă niște trenduri așa la nivel internațional, toate au legătură cu uh, o trecere de la fast fashion la slow fashion. Pe de-o parte este direcția de sustenabilitate. Se observă o creștere a interesului pentru zona asta de fashion sustenabil. În acest moment mai puțin în România, dar pe alte piețe mai dezvoltate ca Cehia, Polonia, e deja ceva mainstream. Și de asemenea ideea asta de re-commerce, de a cumpăra produse de brand care sunt pre -owned. au fost achiziționate de cineva, cumva un second hand, dar un second hand cu și astea sunt două direcții la care ne uităm și noi foarte mult, mai ales la zona asta de sustenabilitate. Chiar am observat și pe România că a crescut numărul de căutări pe Google pentru bumbac organic, piele vegană și așa mai departe. Și și pe Ensor se observă o creștere a numărului de căutări pentru fibre naturale. Și atunci, da, și noi aducem în portofoliul nostru astfel de de branduri sustenabile și asemenea, ne uităm mai ales la brandurile scandinave și de asemenea de la brandurile arhi cunoscute, cum nu știu, ar fi Tommy Hilfiger, Kelvin Klein, Hugo Boss, de la toate ne uităm să aducem și produsele din materiale naturale. Ok, deci dacă se întâmplă în alte piețe, cu siguranță trendul va veni și la noi. E la început de drum acum, dar sigur ne ducem în zona asta de fashion sustenabil. Da, uh. și asta apropo de fashion online, mi se pare că și la noi începe să crească ideea asta de e-commerce de care uh, spuneam. Chiar se observă că sunt comunități, cum este Numai Port, care crește foarte mult în România. Nu avem un plan în direcția asta pe Enswear, dar e cu siguranță un business de încercat e de tatonat, corect. Care sunt principalii factori în luarea deciziei de cumpărare la Ensphere, să zicem? Da? Ce contează cel mai mult pentru clientul final? Mm. Cel mai important, dat fiindcă suntem un magazin online de fashion cu accentul acesta pe componenta digitală, contează foarte mult să vezi cum se potrivesc hainele, să fii sigur că e decizia potrivită din punct de vedere mărime. Și ce a făcut foarte bine în de la bun început a fost zona asta de user experience. Anul trecut am primit și un premiu și în România, deja am primit premii internaționale pe zona asta de customer experience, user experience, iar ele sunt datorate echipei noastre de foarte mulți specialiști care lucrează în Polonia pe partea de user experience. Fac AB testing absolut pe fiecare element din contul clientului, pagina de produs. De ce mă refer aici, mai ales fiind fashion, mă refer la a avea fotografii de produs foarte bune, la a face recomandări de styling pentru fiecare produs, la a avea cât mai ok definit tabelul de mărimi și de asemenea recomandările legate de mărimi pentru client. Și evident bănuiesc că pe lângă tot ce înseamnă user experience, customer experience, care este extrem de important, ca peste tot în toate verticalele de piață, prețul contează în luarea deciziei de cumpărare, cred, nu? Te, te întreb, în măsura în care este un preț nu neapărat cel mai mic preț, ci prețul competitiv aliniat în piață, adică să nu fii exagerat în sus, apropo de preț, și probabil timpul de livrare, nu? Da, cu siguranță. Timpul de livrare, de asemenea, disponibilitatea de personalului magazinului de a răspunde la telefon și, da. Prețul contează. Noi am avut surpriza că, deși prețurile noastre sunt în general aliniate cât mai în jos, din studiile noastre, percepția publicului era mai degrabă că alți concurenței noștri, despre care noi știam clar că sunt mai scumpi, era percepția că ei sunt mai ieftini. Și asta ține de comunicare. Noi niciodată n-am comunicat ideea asta de preț foarte mic. Cumva n-am văzut-o ca parte din esența brandului. Ok, spuneai și tu, Raluca, și tu, Georgiana, că într-adevăr piața de fashion devine concurențială, devine aglomerată și sunt destul de multe branduri internaționale, mă refer la magazine online de fashion care au intrat în România. Cum faceți voi să ieșiți, da? adică să vă evidențiați? Cum poți să faci marketing în așa fel încât să rămâi memorabil în mintea clientului? Încercăm de fiecare dată să avem campanii speciale prin care să atingem un public nou. Am avut chiar recent un concurs destinat artiștilor graficieni, care surpriza noastră, am îndurra întregii echipei de fapt a fost că România a fost fix următoarea țară după Polonia, ca și număr de, par de participanți de înscriși în concurs. Ceea ce înseamnă că la noi chiar am reușit să atingem un public nou și încercăm tot mai mult să dezvoltăm partea aceasta. Pe de altă parte, mai facem campanii, cum a menționat și Raluca mai devreme, încercăm să fim o sursă de inspirație. De aici campania noastră cu Life Spiration Starts Here. În ce consta acea campanie? Adică ce presupunea să facem? Ce se întâmplă cu ea? În primul rând am început prin a încuraja oamenii să ne arate care sunt sursele lor de inspirație din fiecare zi, fie că vorbim okay. de o mamă care își îngrijește copilul și aceea este sursa ei de inspirație fie că vorbim de cineva care se duce la sală ceea ce am vrut să subliniem este faptul că în fiecare clipă din viața noastră suntem îmbrăcați cu ceva ne înconjoară obiectele din jurul nostru de aici și partea de home and lifestyle pe care o avem pe site și de aici am plecat cu această campanie de Life Inspiration Starts Here Ok. Uh, știu că ați luat și un premiu la un moment dat pentru o altă campanie, la Gala Conaf, uh, anul trecut, uh, cum se numea campania Girl Power, parcă. Exact. Sper că nu greșesc. Ok. Campania s-a numit Girl Power și uh, în urma acelei campanii, tot profitul obținut din vânzarea colecției respective, colecția aparținând brandului nostru propriu, Answer Lab, a fost donat către CONAF pentru a ajuta comunitățile de femei antreprenori din România. Ok, deci e important să faci lucruri altfel, out of the box, da? mai ales atunci când e o piață concurențială. Sunt foarte mulți oameni care ne întreabă de-a lungul timpului, ok, care sunt cele mai bune canale de promovare pentru un magazin online care vinde X? În cazul de față, pentru magazinele online de fashion și dacă ne raportăm la rețelele sociale, care sunt acele rețele sociale care au tracțiune pentru voi? Dacă deja avem multe astfel de rețele. Ceea ce este interesant este că toate rețelele au tracțiune pentru fashion, însă depinde la ce te uiți. Dacă ne uităm la Facebook, în continuare este un canal foarte bun de awareness, și deși ne uităm la postări și vedem că nu au like-uri, nu like contează și atât. Și dacă ne uităm și la numărul de clicuri pe fiecare link din postare. Acolo vom vedea că oamenii, deși nu dau like, ei totuși sunt interesați de ceea ce se postează pe canalul respectiv. Pe de altă parte, pe Instagram acum există opțiunea de a eticheta produsele dintr-o postare. Noi putem să urmărim ulterior câți oameni au viziu, vizualizat acel produs și cât s-au dus chiar și pe site în ideea de a-l cumpăra. Mai departe nu putem să știm exact dacă s-a cumpărat produsul respectiv, dar știm că am trezit, am trezit interesul cumpărătorului. La fel și pentru YouTube. Avem și canalul de YouTube, unde acolo, la fel, ne bazăm pe awareness cel mai mult. Recent am deschis și contul de TikTok, încă, încă îl considerăm internațional, este un cont unic pentru toate țările, în care uh, încercăm să ne legăm foarte mult, tot în ideea de Life Spiration Starts Here, ne legăm foarte mult și de serialele TV care sunt uh, la curent într-o perioadă anume. Exact, okay. ne legăm de Emily in Paris, ne legăm de Gossip Girl. Deci încercăm cumva să fim tocmai acea sursă de inspirație, nu doar în care cu ce mă îmbrac astăzi, ci la ce filme mă mai uit și așa mai departe. Ok. O altă întrebare, Raluca, o întrebare care stă pe buzele multor oameni, se referă la rata de retur. Cât de mare este rata de retur în fashion? Pentru că de regulă în verticala asta e firesc să fie mai mare. Unele, unele magazine chiar încurajează returul. Voi cum procedați aici? Chiar e o întrebare foarte interesantă. La nivel internațional, rata de retur în fashion online e undeva la peste 30%. La noi, până acum în România, rata de retur s-a menținut sub acest procent. Acum câțiva ani chiar ne lăudam cu sub 20% în ultimii doi ani a trecut un pic de 20%. Asta ne spune, de fapt, că publicul din România nu este atât de obișnuit să returneze cumva, adică probabil încă îi se pare dificil procesul, deși așa cum ai spus și tu, jucătorii din Fashion încearcă să facă acest proces cât mai ușor. Sunt concurenți pentru care returul gratuit este, returul este gratuit indiferent de valoarea comenzii. Ce mai interesant este că recent jucători mari din Fashion au anunțat că la nivel internațional pe piețele vestice, vor renunța la returul gratuit, tocmai pentru că se profită foarte mult de asta. Și știm cu toții povești din Statele Unite, mai ales în care publicul, atunci când, nu știu, spre exemplu, avem o nuntă sau un eveniment, cumpărăm haine. Ce și le, și le returnăm. Exact, după da. <laughs> ok. Inclusiv verighetele se pot face la fel? Nu-mi dau seama care. Atâta vreme <laughs> cât nu sunt personalizate. Da, da? că da, așa da, da, spune probabil. legislația. Uh, ok, apropiem de final. Raluca, un gând de final în sensul de ce așteptări aveți pentru 2023 din punct de vedere vânzări, unde vă vedeți, așa cum ai estimat anul trecut, 30% creștere și a fost 40%. Hai să vedem acum care este estimarea și ne vedem peste un an de zile, să vedem dacă s-a păstrat. Ok, o să risc să spun un 20% creștere, pentru că deja suntem pe un val ascendent. Deci 20% creștere pentru Ensuer preconizată anul acesta. Vă mulțumesc tare mult, am îndurora că ați fost alături de noi. Vă mulțumesc și vouă că ne-ați urmărit. Sunt Andrei Radu, până data viitoare, stay digital!